Ruga sau Nedea Satului a fost sărbătorită de români ortodoxi din localitatea Echka printr-un concert extraordinar al Orchestrei Consiliului Național Român și Societății Cultural-Artistice Ștefan Ștefu din localitate. A fost un concert excepțional, nu numai al Orchestrei Consiliului Național, ci și a tuturor membrilor și a Societății Culturale Ștefan Ștefu din Echka și a oaspeților noștri care au fost invitați și sunt mândru că am avut prilejul să organizăm o astfel de manifestare, având în vedere faptul că în anii trecuți această zi a fost ziua satului sau nădejdea satului. Din păcate, vremurile s-au schimbat și a rămas doar amintirile. Noi am încercat să revocăm aceste amintiri și poate că pe viitor va trece în o tradiție. Astăzi m-am prezentat cu soroc de Banat din Pustă și cu joc de doi. Este interesant faptul că în satele din Pustă saxofonul nu este instrumentul care predomină în popor. Totuși, dumneata, ai decis să înveți la acest instrument. De unde dragostea față de saxofon și cu cine te pregătești? De când am fost mic, mi-a plăcut tare saxofonul și am vrut să cânt la saxofon. Mă pregătește Aurelian Pancărician din Sărșia și merg la Zrenjanin la școala de muzică. Peste o săptămână de zile, sau mai precis sâmbăta viitoare, la Coștei se organizează Festivalul de Folclor Românesc al Copiilor din Voivodina. Te vei prezenta acolo? Da. Te pregătești? Mă pregătesc. Cunoscuți soliștii vocali de la noi au oferit publicului spectator un spectacol de calitate, iar aplauze frenetice au primit grupul vocal al Societății Culturale din Echka. Grupul vocal este o atracție specială, atracția satului nostru, din cauza că alegem cântece vechi, cântece care sunt foarte populare, ascultate de popor, și cântece care răsună și care ajung la inima fiecărui spectator. Este de fală faptul că în Banatul nostru există băieți foarte talentați, cum sunt acești violoniști, nu numai violiști, ci ceilalți instrumentiști, tineri talentați care ar avea o perspectivă, au terminat și școlarizarea, adică conservatorul, Academia de Muzică. Păcat că n-au unde să se manifesteze mai mult. Concret mă gândesc la Orchestra Radio Televiziunii Voivodinei, care momentan funcționează cu 7 membri angajați din 25 și există astfel de băieți care imediat ar putea să facă o mare treabă, adică să orchestra să o împrospeteze și să existe cum a existat odată Orchestra Radio de Fală, cu piesele care și astăzi se dau în programul radio-televiziunii cu mare succes și așa mai departe. A fost de Rusali la Echka un concert muzical reușit, o seară care s-a sfârșit cu zâmbete și multe aplauze, lumea din sală plecând cu adevărat încântată de cele văzute. Am avut deosebită plăcere în această seară să pot cânta cu maestrul Lucian Petrovici și cu prietenul și colegul meu Daniel Lazar. Împreună am cântat Ciocârlia și cred că a fost consătenilor mei, le-a plăcut concertul, având în vedere că am avut mari aplauze la sfârșitul concertului. Și cred că ar trebui orchestra asta să colinde toate satele românești și nu chiar satele românești de la noi din țară, ci chiar să mergem și în țara mamă, la România, din cauza că cred că la România nu există orchestre așa, la așa nivel. Este una, două, trei, dar nu sunt multe la nivel înalt. Thank you.
În finalul emisiunii, stimați telespectatori, muzică pentru buna voastră dispoziție. Secvențe din spectacolul de muzică populară românească care a avut loc la ECCA, la care a participat Orchestra Consiliului Național Român împreună cu Societatea Cultural-Artistică Ștefan Ștefu din localitate. Thank you.
se lasă